Judecător, capitolul 3, începând cu versetul 7. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan-Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan-Rișeataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan-Rișeataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan-Rișeataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Prima povestire a primei izbăviri este un prototip. Otniel este prototipul judecătorilor. Dar ce este un prototip? Când o nouă tehnologie este inventată, lucrurile decurg în mare în felul următor. Cineva are ideea și o pune pe hârtie. Desenează, calculează, trasează, descrie întreg modelul, prezintă planurile. Apoi se construiește un prototip, un prim produs. Planurile de pe hârtie se transformă într-un prim model real, prototipul, materializarea ideii. Pentru ca mai apoi să se facă și modelul în serie, urmând linia prototipului. E bine, Judecător, capitolul 2, de la versetul 11 la 29, avem planurile, blueprintul. Otniel este prototipul. De fapt, pasajul acesta este, în esență, pasajul din Judecător, capitolul 2, de la versetul 11 la 19, doar că se adaugă numele lui Otniel acolo. Și apoi judecătorii care urmează sunt modelele în serie. Haideți să ne uităm la acest pasaj citit și să vedem ce ar putea Dumnezeu să ne vorbească din el. O să ne uităm la două lucruri majore, tiparul izbăvirii și apoi o să ne uităm la omul Otniel, să vedem ce am putea învăța din acestea. Tiparul izbăvirii. În tiparul izbăvirii sunt câțiva pași care se repetă mereu și mereu. Să nu uităm, Otniel este prototipul judecătorilor. Tiparul acesta izbăvirii începe întotdeauna cu păcatul poporului. Uitați-vă la versetul 7 din capitolul 3 citit. Episodul începe cu menționarea idolatriei Israelului. A fost vorba de un act deliberat de scoatere a lui Iahve din mințile lor și de a sluji Baalilor, cu toată imoralitatea ce o implica o astfel de închinare. Spirala descendentă a declinului spiritual de care vorbeam mai înainte. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, feriziților, heviților și ebusiților. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Copiii lui Israel au coborât 3 pași în procesul lor de adaptare la cultura păgână din jurul lor. Au locuit în mijlocul cananiților, ne spune textul, neizgonindu-i. Apoi s-au căsătorit cu ei, compromițându-și valorile și principiile de viață. Și apoi, ne spune textul, au slujit dumnezeilor lor, curvind atât fizic cât și spiritual. Acesta este primul pas al tiparului, păcatul poporului. Numai că fiecare pas conduce la celălalt. Pasul al doilea în tiparul izbăvirii este pedeapsa poporului. Dumnezeu trimite asuprirea arameilor, asirienilor, peste popor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și a vândut în mâinile lui Cușan-Rișeataim, împăratul Mesopotamiei. Cușan-Rișeataim este un nume care înseamnă Cușan cel de două ori rău. Cauzele suferințelor prin care trecem pot fi multiple. Una vreau să subliniez aici. Uneori, suferința ce vine peste noi este o consecință a păcatului nostru. Este nuiaua lui Dumnezeu peste noi.
Știu că nu este foarte confortabil și nu este un mesaj optimist. De obicei încercăm să spunem în vremea noastră, nu-i vina ta. Scriptura este foarte clară. Să nu căutăm vina în alții sau în conjuncturi. De multe ori, cauza suferințelor noastre este păcatul nostru. Când pricepi și accepți că suferința ta este pedeapsa lui Dumnezeu, o iei mai bine, ești mai gata să o suporți și să o duci cu demnitate. Nu întotdeauna cauza suferințelor noastre este păcatul nostru. Este una din cauze. De aceea cred că este înțelept, înainte de orice, să te întrebi, oare nu cumva am greșit cu ceva și Dumnezeu ia nuiaua ca să mă avertizeze? Este exact ce a făcut cu poporul. Poporul a păcătuit și Dumnezeu a început pedeapsa peste ei. Păcatul poporului, trimiterea pedepsei, pedepsirea poporului și apoi în tiparul izbăvirii urmează al treilea pas, pocăința poporului. Capitolul 3, versetul 9. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Am spus-o în episodul trecut. Pocăința poporului se dovedește a fi fost una superficială de fiecare dată. A fost mai mult rezultatul durerii decât al înțelegerii jignirii aduse lui Dumnezeu prin păcatul lor. De fapt, Dumnezeu a acționat mai mult în urma suferinței poporului decât în urma penitenței lui. De ce? Pentru că este un Dumnezeu gelos. Noi privim conceptul acesta de gelozie foarte negativ. Dar, de fapt, cred că ar trebui privit ca un fel de manifestare a iubirii lui Dumnezeu. În ce fel? A te afla sub disciplinarea lui Dumnezeu este un act imens de iubire din partea Lui. În alte cuvinte, nu îi ești indiferent. El nu te poate lăsa să te desfaci în bucăți fără să-i pese. El este gelos pentru faptul că tu te rupi de El, îi întorci spatele, știind ce consecințe urmează să vină peste tine. Am putea înțelege conceptul acesta de gelozie. Gelozia în sine nu este ceva neapărat rău. Gândiți-vă la relația între un soț și o soție. Soția îl înșală, dovedit, o știe clar, să spunem. Lipsa acțiunii soțului, lipsa de reacție, căutarea alteia, ar denota lipsă de iubire. Faptul că nici măcar nu-ți pasă că ești înșelat, dovedește că nici măcar nu-ți pasă de persoana respectivă. De aceea gelozia, într-o anumită măsură, înțeleasă corect, este o dovadă că ești iubit, ești iubită. Altfel, te poate durea să vezi că celălalt nici măcar nu-i pasă de tine. Dumnezeu vrea să ne trezească prin bunătatea Lui, dar dacă nu o facem, va trebui să se folosească de severitatea Lui. Alegerea ne stă în mâini. Apoi, al patrulea pas al tiparului izbăvirii. Păcatul poporului, pedeapsa lui Dumnezeu, pocăința poporului și apoi eliberarea poporului prin Odniel, sub împuternicirea Duhului Sfânt. Versetele 9 la 10 din capitolul 3. Și Domnul a ridicat un izbăvitor care i-a izbăvit, pe Odniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Dumnezeu eliberează prin Odniel, o afirmație scurtă, fără niciun detaliu istoric. De ce? Repet, Odniel este un prototip. Și apoi urmează al cincilea pas al tiparului izbăvirii, perioada de pace, versetul 11. Țara a avut odihnă 40 de ani și Odniel, fiul lui Kenaz, a murit. Astfel a fost asigurată o odihnă pentru țară timp de 40 de ani, câtă vreme a trăit Odniel. De ce se menționează 40 de ani? De ce este importantă această mențiune? Să ne arate temporalitatea izbăvirii.
ori el nu era izbăvitorul perfect. Ne ațintește privirile spre nevoia unui izbăvitor veșnic. Timp de 40 de ani, țara a avut pace. Acesta este tiparul izbăvirii regăsit în Odniel prototipul. Haideți să privim acum la Odniel ca și judecător. Acest medalion care îl prezintă pe Odniel ca și judecător folosește la maximum structura literară și tiparul izbăvirii și în același timp reduce la minimum detaliile istorice referitoare la eliberarea prin Odniel. Povestea lui Odniel este relativ seacă, neinteresantă, fără culoare, fără multe detalii istorice sau personale ale intervenției lui eliberatoare. De ce? Oare nu găsim chiar aici, în această lipsă de culoare personală a lui Odniel, nu găsim o primă învățătură pentru viață? Eu cred că da. De ce această descriere foarte mecanică a izbăvirii? Poate că motivul este următorul. Pentru că Duhul Sfânt dorește ca noi să înțelegem că esența izbăvirii este chiar El însuși. Să nu uităm mențiunea din pasajul citit, Duhul Domnului a fost cu Odniel. Motivul lipsei dramatismului povestirii este tocmai sublinirea faptului că nu caracteristicile judecătorului, abilitățile sale sau conjuncturile istorice rezolvă problema și consecințele păcatului, ci El, Duhul Sfânt. În Duhul Sfânt stă puterea eliberatoare. Odniel ar putea fi o reprezentare vechi testamentală a lui Ioan Botezătorul, a cuvintelor rostite de acesta la prezentarea Domnului Iisus înaintea poporului. El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez. De aceea, cred, prima povestire de izbăvire a judecătorilor se dovedește a fi o paradigmă a izbăvirii. Indiferent de instrumentul pe care Dumnezeu alege să-l folosească, El, Dumnezeu, dorește ca noi să pricepem că eliberarea vine de la El, nu prin putere omenească. Tiparul acesta, paradigma aceasta, o reîntâlnim și în doctrina mântuirii din păcat. Tiparul izbăvirii poporului de asuprirea străinilor este umbra realității izbăvirii omului de sub asuprirea păcatului. Și acum să ne uităm la Odniel, omul și învățămintele. Chiar dacă Odniel este un personaj șters în pasajul acesta, el nu este unul lipsit de calități lăudabile. Există câteva lucruri pe care le știm și care produc adevăruri demne de a fi luate în considerare pentru viața noastră. Care sunt acestea? În primul rând, Odniel se trăgea dintr-o familie distinsă. Era din tribul lui Iuda, o seminție de frunte în Israel. Apoi era din familia lui Caleb, singurul împreună cu Iosua, care au intrat în Țara Sfântă. Cei mai mari oameni ai generației lor. Era fratele mai mic al lui Caleb. Odniel avea un fundal familial solid și de renume. Niciodată să nu subestimezi importanța care o poate avea familia asupra dezvoltării caracterului individual al membrilor ei. Ar putea fi o primă învățătură pentru noi din această mică observație legată de familia din care se trăgea Odniel. Contează familia din care te tragi. Nu este lipsită de orice importanță familia în care crești. Sigur, familia nu-ți determină inexorabil destinul, dar îl influențează. Sigur, te poți rupe de influența familiei tale, fie bună, fie rea. Până la urmă este decizia ta. Dar nu este lipsită de importanță familia în care crești. Ea își pune amprenta asupra educației tale. Și aici unul ar putea spune, dar Doamne, nu este drept. Familia mea este una disfuncțională, nevoiașă, fără resurse. N-am nimic bun de luat de la ei. Nu-i nimic. Dacă nu e familia distinsă pe care ți-ai dori-o, fă-ți-o pe a ta una demnă de respect. Fii tu primul care îi construiește caracterul. Fii tu primul care o face o familie aleasă. Fii tu prototipul. E adevărat. Tu vei fi veriga de sacrificiu, dar copiii tăi vor avea alte șanse. Fă-ți din aceasta misiunea vieții tale.
dacă te afli într-o astfel de situație, într-o astfel de familie. Lasă ceva demn de urmat copiilor tăi. Fii tu întemeietorul familiei distinse pe care ți-o dorești. De fapt, chiar aceasta este învățătura următoare din viața lui Otniel. Chiar dacă se trăgea dintr-o familie distinsă, Otniel nu a tratat cu superficialitate acest avantaj. Nu s-a lăsat răsfățat și în lenevie, trăind din resursele câștigate de la ai săi. De aceea vedem în al doilea rând un Otniel care și-a făcut un nume în popor, în războaiele duse sau prin războaiele duse. După ce Caleb a luat Hebronul, Kiriat Arba, mai rămânea încă o cetate cheie de cucerit ca să rupă coloana vertebrală a cananiților, Debirul sau Kiriat Sefer. Povestirea se regăsește și în Iosua 15, dar pe scurt este menționată și în Cartea Judecători. Judecători, capitolul 1, versetul 12. Caleb a zis, fratele mai mare al lui Otniel, voi da pe fiica mea Axa de nevastă cui va bate Kiriat Seferul și îl va lua. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate. Și Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa Axa. Otniel? O fi luat exemplul fratelui său mai mare, Caleb, în înfruntarea cananiților? Foarte posibil. Să nu subestimăm puterea unui exemplu bun. Fiecare victorie adaugă creșterii noastre spirituale, conduce la dezvoltarea noastră. Micile victorii ale trecutului te pregătesc pentru bătăliile prezentului. Și Otniel, crescând într-o familie bună, distinsă, aleasă, nu se lenevește, ci îi continuă tradiția. Dar mai descoperim încă un lucru despre Otniel în tabloul schițat al vieții lui. Printre rânduri observăm că Otniel nu are înregistrată nici o fisură de caracter în Scripturi. Nu că ar fi fost perfect, dar cuvântul lui Dumnezeu alege să nu le menționeze. De ce Duhul Sfânt nu menționează nici calitățile, nici defectele lui? Mă gândesc că motivul este următorul. Nu le menționează pentru că, indiferent de calitățile ce le-am putea avea, când Dumnezeu ne folosește, să nu uităm că El ne folosește. Deși Otniel avea avantajele mai suspomenite, nu acestea au condus la biruința lui, ci Duhul Domnului care a venit peste el. Pusă altfel, punctele noastre tari pot deveni slăbiciuni dacă ajungem să credem că aceste calități ne recomandă înaintea lui Dumnezeu. Calitățile cu care ești înzestrat nu te recomandă înaintea lui Dumnezeu. Ele te pot ajuta să-L slujești în dreptul tău, cu răsfrângerea asupra altora. Te obligă la punerea lor în negoț pentru Dumnezeu, dar nu te califică înaintea Lui. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor în Zaharia, capitolul 4, versetul 6. Asimilarea acestui adevăr te menține într-o poziție corectă față de Dumnezeu. Și Pavel o reiterează în 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 20, de exemplu. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Sau mai încolo, versetul 26. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Cu Dumnezeu nu există oameni extraordinari, doar oameni obișnuiți, prin care Dumnezeu alege să facă lucruri neobișnuite, spunea Elwood McQuaid. În concluzie, ce are nevoie generația noastră să vadă la noi? Abilitățile noastre? Talentele noastre? Programele noastre de caritate?
gradele academice pe care le putem dobândi, contribuții la dezvoltarea științei? Nu în primul rând, ci mai degrabă să-L vadă pe Hristos în viețile noastre. Noi trebuie să trăim discret și să-L avansăm pe Hristos. Noi trebuie să ne micșorăm pentru a Hristos să crească în tot ceea ce facem. Dumnezeu poate să facă mult bine prin disponibilitatea și ascultarea unui singur om. În cazul lui Otniel, a făcut bine vreme de vreo 40 de ani. În cazul tău, rămâne de văzut.